Medicii Direcției de Sănătate Publică au efectuat toată săptămâna trecută controle în toate unitățile spitalicești cu patru de pe raza județului nostru. Verificările au vizat programul privind curățenia și dezinfecția în spitale, planul de achiziție a materialelor de curățenie, precum și planul privind deratizarea. Potrivit doctorului Paul Marinescu, în urma verificărilor s-a stabilit că toate unitățile spitalicești din județul Giurgiu funcționează conform planurilor. Conform grilei de control a Ministerului Sănătății s-au verificat planurile de curățenie, dacă există sau nu la cele trei unități, planurile de aprovizionare cu materiale sanitare și de asemenea cu dezinfectanți și alte substanțe care sunt necesare curățeniei și de asemenea planul de deratizare și dezinsecție. Toate cele trei unități se aprovizionaseră din vreme, au cantitățile necesare pentru o perioadă destul de mare de timp, adică până în luna martie. Lucrurile astea sunt o premisă bună pentru curățenia din spitale. Acest control vine în urma unui ordin al Ministerului Sănătății și reprezintă un preambul la marele control anunțat pentru luna martie. Deși în prezent cele trei spitale de pe raza județului Giurgiu au trecut cu bine peste controlele medicilor de la Direcția de Sănătate Publică, rămâne de văzut dacă în urma controlului anunțat pentru a treia lună a anului vor înregistra rezultate asemănătoare.